Bună seara tuturor, sunt Daniel Fodorean și vă spun bun venit la emisiunea Teologia în Actualitate. În urmă cu două emisiuni am început o serie de teme despre limitările de care poate avea parte un creștin pe parcursul vieții. Am vorbit despre boală și în această seară tema emisiunii noastre este bogăție și sărăcie. Cine nu a experimentat limitări de natură financiară? Cred că fiecare dintre noi. Dar în seara aceasta aș vrea să ne uităm dintr-o perspectivă particulară la acest subiect, și anume din perspectiva cărții Proverbe. Cum apare bogăția și sărăcia în cartea Înțelepciunii lui Solomon? Invitat în seara aceasta în studioul nostru este domnul Costel Gioancă. Bună seara! Bună seara, mulțumesc de invitație. Este doctor în teologie și doctor în filozofie, de aceea probabil că ați înțeles de ce l-am invitat să vorbim despre cartea Proverbe, o carte de înțelepciune. Este pastor și profesor asociat la Institutul Teologic Baptist din București. Ați predicat cartea Proverbe. Da, cred. Am trecut prin toată cartea Proverbe la biserică în cadrul studiilor biblice în grupuri mici. Ce este înțelepciunea când ne uităm din această perspectivă a cărții Proverbe? Din perspectiva cărții Proverbe, înțelepciunea este ceva mai mult decât se pare la prima vedere, așa percepția generală a oamenilor, cumva a fi înțelept înseamnă doar să iei niște decizii corecte, să faci acele alegeri deștepte care să te ajute în viață sau să fii un om inteligent, un om educat. E mult mai mult decât atât, pentru că cred că, așa cum știm majoritatea dintre noi, în cartea Proverbe apare acest refren care străbate cartea de la un capăt la celălalt, că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Ori dintr-o dată această afirmație ne propune din start să privim înțelepciunea dintr-un unghi de vedere diferit. Și anume cum? Dacă frica de Domnul este începutul înțelepciunii, nu se are în vedere aici, evident, o fobie, cumva să te îngrozești de Dumnezeu și să fugi de El, că așa nu devii înțelept, eventual devii bun atlet, dar nu despre înțelepciune este vorba, ci frica de Domnul ca ascultare de El, ca reverență, ca decizie de a fi fidel lui Dumnezeu și nu acestei lumi. De fapt, în Cartea Proverbelor apare un capitol cheie, care este un fel de punct de inflexiune, și anume capitolul 9. Și acolo, folosindu-se metafore, înțelepciunea și prostia sunt portretizate prin imaginea a două femei care își zidesc casa pe înălțimi și îi cheamă pe oameni, și prostia și înțelepciunea, îi cheamă fiecare în parte pe oameni să vină la un ospăț pe care l-ar fi pregătit. Și care este ideea? Prostia, la fel ca înțelepciunea, dorește să aibă credincioși, oameni care aderă la o perspectivă despre viață. Și până la urmă, frica de Domnul, care duce la înțelepciunea despre care vorbim noi, înseamnă să fim credincioși lui Dumnezeu. Deci, în Proverbe, a fi înțelept înseamnă să decizi să asculți de Dumnezeu, să decizi să accepți existența lui Dumnezeu și faptul că El este suveran, și atunci viața noastră la nivel orizontal, de zi cu zi, cu ce înseamnă, cum te trezești de dimineața, cum mergi la lucru, cum gândești, cum te porți. Deci, aceste decizii curente ale vieții trebuie să fie o reflecție a atașamentului nostru față de Dumnezeu și a credincioșiei față de El. Deci, despre asta este vorba în cartea Proverbe, atunci când vorbim de înțelepciune, nu doar despre niște achiziții la nivel de cultură, deși, evident, nu sunt rele aceste lucruri, nu doar despre decizii dibace, așa, în anumite situații, ci o înțelepciune practică care îl onorează pe Dumnezeu și izvorăște din principiul fidelității față de Dumnezeu. Deci a mers la ospățul lui, nu la ospățul nebuniei și a prostiei, care de fapt este o imagine a celui rău, a idolilor, care îi cheamă pe oameni la idolatrie. Și atunci, evident, deciziile sunt proaste când un om acceptă să meargă pe calea idolatriei. Și dacă ne uităm la prostie, dacă tot ați pus în paralel înțelepciunea cu prostia, cum este văzută prostia, nebunia? Oare este lipsă de cunoaștere, de cunoștință, IQ mai scăzut, sau la ce se referă prostia? Nici de cum. Prostia și nebunia, că ele de multe ori apar împreună în cartea Proverbe, la fel ca și în Psalm, de altfel. Aceste două elemente, cum spuneam,
nu au de-a face cu nivelul de inteligență al unei persoane, cu nivelul de școlarizare și așa mai departe, ci ele au de-a face cu raportarea la Dumnezeu. Practic, când un om îl respinge pe Dumnezeu și alege să se închine idolilor, adică surogatelor, altor lucruri care iau locul lui Dumnezeu, acel om, din punctul de vedere al Scripturii, este nebun și prost. Dar nu în sensul acesta în care se folosește nebunia și prostia așa în sens peorativ, ca o batjocură, că oamenii mai folosesc astfel de apelative despre care Mântuitorul spune noi să nu le folosim în momentul în care vrea să-l jignească pe cineva. Când Biblia spune despre cineva că este prost sau nebun în Proverbe, nu vrea să-l jignească, ci vrea să-i spună că decizia lui de a nu asculta de Dumnezeu și de a se închina idolilor și ca urmare tot ceea ce face în fiecare zi arată aceste lucruri, toate astea împreună arată practic la pachet că omul acela a făcut o mare prostie, practic își distruge viața atât pe acest pământ cât și destinul său etern, adică va ajunge să fie pedepsit. Deci nu este un sens batjocoritor, ci mai degrabă un semnal de alarmă prin aceste exprimări. Ai grijă că această cale pe care mergi, prostie sau nebunie, nu este una bună. Deci este vorba mai mult de o stare spirituală care rezultă dintr-o alegere pe care omul o face de a respinge pe Dumnezeu și ascultarea credincioșia față de Dumnezeu. Înainte de a ajunge la discuția noastră despre bogăție și sărăcie, care ocupă un loc important, zic eu, în cartea Proverbe, aș vrea să ne uităm puțin la context, la carte. Ce ați putea să ne spuneți despre carte în ansamblu ei, puțin despre carte aceasta Proverbe, o carte de înțelepciune? Da, cartea Proverbe, așa după cum îi spune și numele, este o colecție, de fapt, de mai multe proverbe și zicători, cele mai multe dintre ele fiind atribuite lui Solomon, împăratul lui Solomon, dar nu toate. Deci avem o colecție care include mai mulți autori, chiar anumite zone anonime, avem câteva proverbe de ale lui Agur, de asemenea împăratul Lemuel în capitolul 31 și avem, de exemplu, capitolul 25 la 29, proverbe strânse sau colectate de oamenii lui Ezechia, adică undeva prin anii 700 înainte de Hristos. Dacă Solomon a scris undeva prin anul 1000 aproximativ înainte de Hristos, deci avem o colecție de proverbe care se întind undeva pe parcursul la 300 de ani și ele toate au fost adunate sub inspirația lui Dumnezeu și colectate și puse împreună în această carte care poartă numele Proverbele lui Solomon. Așa după cum spuneam, există mai multe moduri de a privi această carte. Ea poate să fie împărțită în două mari părți. Prima de la 1 la 9 și apoi de la capitolul 10 la 31. În prima parte este o chemare la înțelepciune. Practic, dacă vom citi, vom vedea că în diverse moduri se ridică un steguleț și se spune avem nevoie de înțelepciune, mai ales capitolul 8, unde avem acea imagine frumoasă și personificată a înțelepciunii. Iar de la capitolul 10 până la final găsim o mulțime de aplicații practice ale celor care ascultă de chemarea înțelepciunii în diverse domenii ale vieții, cum este și acesta cu sărăcia și bogăția. Dar ce este specific la cartea Proverbe? În momentul în care interpretăm diverse proverbe, ar trebui să nu le vedem doar ca pe niște lozinci frumoase care sunt bune de pus pe perete. Uite ce frumos sună proverbul acesta, hai să-l pun și eu pe perete. Nu că ar fi o problemă să-l pui pe perete, dar nu doar atât. Ci ele, cum spuneam, ar trebui să fie gândite în lumina explicației de mai devreme. Aceste proverbe foarte practice vor să spună ceva despre inima omului. Dacă omul este credincios lui Dumnezeu, despre starea lui spirituală sau dacă omul este credincios celui rău. Deci în lumina aceasta trebuie să fie, adică cu un conținut teologic, nu doar ca un motiv frumos care sună bine, ci care spune ceva mai degrabă despre atașamentul nostru față de Dumnezeu. Un alt lucru pe care l-aș mai spune foarte repede este că aceste proverbe nu trebuie să fie interpretate izolat. Pentru că poți să iei un proverb și nu spune neapărat totul sau dacă nu te uiți și la celelalte proverbe. Deci trebuie să vedem colecția, de exemplu în cazul nostru, ce spun toate sau majoritatea proverbelor despre bogăție și sărăcie ca să-ți faci o imagine de ansamblu, apoi ce spune Noul Testament și ce spune Hristos. Pentru că doar așa poți să ai o imagine de ansamblu. Și ultimul lucru cu care am să închei, tot așa la partea de introducere,
proverbele nu trebuie absolutizate, deci ele nu sunt ca niște porunci clare, ca cele 10 porunci de pe tablele legii. Proverbele aproximează viața, adică sunt cuvinte de înțelepciune care îți spun ceva de gen, uite cum stau treburile. În marea majoritate a cazurilor, dacă ești un om harnic, nu o să fii sărac. Deci cam asta se observă și cam așa stau treburile. Dar nu înseamnă că este o lege. Deci se poate întâmpla să fii un om harnic, efectiv. Pot fi și excepții. De aceea avem proverbul care spune răspunde nebunului după nebunia lui ca să nu se creadă singur înțelept. Nu-i răspunde nebunului după nebunia lui ca să nu intri în schema lui. Deci proverbele, de asta spun, nu trebuie luate și făcute literă de lege, ci trebuie văzute ca orientări, ca trenduri, ca indicații care ți arată cam în ce direcție merge un om care se teme de Domnul și este credincios și cam în ce direcție merge un om care îl respinge pe Domnul. Deci ele nu sunt normative, sunt descriptive, da. Descriu de fapt o stare, o situație, o consecință a unor situații din viața unui om și care ar fi poate câteva teme majore care s-ar putea desprinde din cartea Proverbe, din ceea ce ați predicat până acum. Da, foarte bine ați spus și dumneavoastră la început, o temă importantă este aceasta a bogăției și a sărăciei. Pe lângă aceasta, mereu și mereu, tema înțelepciunii versus prostie sau nebunie, despre care am spus mai devreme. De asemenea, foarte mult se vorbește despre familie, relații de familie, ascultarea, părinții să asculte de copii și așa mai departe. Se vorbește mult despre muncă, foarte mult se vorbește despre muncă și împotriva, probabil că lenea era o problemă în acea societate și la fel cum este întotdeauna. Deci avem multe proverbe care ne arată foarte sugestiv cum sunt oamenii leneși, despre comportamentul nobil, apoi anturaj, foarte mult despre anturaj, cu cine te însoțești, ce prieteni îți faci, cum te duc la rău, așa mai departe, pe ce căi te conduc. Deci, acestea sunt câteva teme majore pe care le găsim în carte. Dacă am revenit la tema bogăție și sărăcie, începând cu sărăcia, poate că deși cred că unii ar fi interesați de cum să devii bogat, dacă există o cale înțeleaptă și scurtă în a deveni bogat, dar dacă ne uităm la sărăcie, de unde vine ea? Ce ne spune cartea Provere? Cum apare sărăcia în viața unui om? Da, mi-am notat aici, mi-am pe foaie mai multe proverbe, mai versete din cartea proverbelor, care ne ajută cumva să o facem pe detectivi și să investigăm, să găsim rădăcinile sărăciei, că dacă tot ne lovește uneori să știm de unde vine. Și dacă ne uităm la, în cartea proverbe, de exemplu în capitolul 8, versetul 18 spune, cu mine, adică cu înțelepciunea, sunt bogăția și slava, avuțiile trainice și dreptate. Aici este prin contrast. Deci, sărăcia vine dintr-o lipsă de înțelepciune. Adică, când un om nu este credincios lui Dumnezeu, că vezi, credincioșia față de Dumnezeu aduce și o înțelepciune practică. Știi cum să-ți organizezi viața, puținul pe care îl ai, cum să-l reinvestești și așa mai departe. Deci, cumva răzvrătirea față de Dumnezeu poate să ducă. Apoi, proverbe 10:4 spune, cine lucrează cu o mână leneșă, sărăcește, dar mâna celor harnici îmbogățește. E clar, deci un lucru pe care îl poate intuiam deja. Foarte mulți oameni săraci nu sunt săraci doar că s-au născut nu știu unde, în ce sat, doar că toată lumea e împotriva lor, doar că mereu găsesc pe alții vinovați, mai puțin lenea lor, că le place să stea, să doarmă mult și evident să se uite la telenovele și să treacă frumos ziua. Deci nu merge așa. Dacă vrei ca Dumnezeu să binecuvânteze, și Dumnezeu binecuvântează, trebuie și să muncești. Dumnezeu nu binecuvântează lenea. Apoi, proverbe 23:21, altă cauză, căci bețivul și cel ce se dă la îmbuibare sărăcesc și ațipirea te face să porți zdrențe. Iată, deci cheltuirea resurselor într-un mod neînțelept, beția pe de-o parte sau îmbuibarea, excesul, deci aceste atitudini care țin de exces. Apoi, proverbe 13:18, sărăcia și rușinea sunt partea celui ce leapă de certarea, dar cel ce ia seama la mustrare este pus în cinste. Deci, când refuzul de a primi sfaturi. Mulți sunt săraci
pentru că ei le știu pe toate. Nu îmi spune tu mie cum să fac, că eu mă descurc, n-am nevoie de niciun ajutor. Și vine omul și spune, dar uite, ai cheltuit toți banii într-o seară, i-ai dat pe nu știu ce mâncare scumpă sau ți-ai luat mașină de nu știu care când tu, de fapt, nu ți-ai zugrăvit casa și așa mai departe. Adică oameni care vor să te ajute, dar nu. Deci oamenii care sunt atot suficienți nu primesc și iată o altă cauză. Și un ultim lucru și am să închei, care are legătură cu ce am spus mai devreme, oriunde se muncește, Proverbe 14:23, este și câștig, dar oriunde nu mai se vorbește, este lipsă. Deci există și această practică, acest sport al vorbirii. Și mulți sunt cu planuri. Dacă stai lângă ei și asculți și îi vizitezi de 10 ori, de 10 ori îți pun aceeași placă. Și să vezi ce o să fac, frate, și o să fac așa și deschid firmă sau altceva și vai cât de bine o să meargă și trece un an, îl mai vizitezi, ai făcut, dar să vezi ce o să fac și din nou. Deci sunt oameni care au tendința de a trăi în acest miraj, cadând așa într-o reverie și ei trăiesc într-un simulacru, într-o lume pe care și-o creează, în care se simt foarte bine și foarte bogați. De fapt, stomacul lor le dă semnale că nu sunt atât de bogați, dar ei își fac această bulă în care se simt bine și doar vorbesc. Deci, dacă ar fi să recapitulăm aceste lucruri, vedem lenea, vedem excesul, vedem refuzul de a accepta sfatul, vedem ce am mai spus aici, frica de Domnul, da, frica de Domnul și așa, înțelepciune. Da, toate aceste lucruri. Deci iată că sărăcia și ea este șireată cumva ca o vulpe, deci ea vine pe mai multe căi, dacă e închis ușa, vrea să intre pe geam, închis. Deci nu este o singură rădăcină a sărăciei. De asta când vezi pe cineva sărac, acum ca să fac o mică paranteză și să ne înțelegem, deci pot fi situații în care oamenii să fie săraci, indiferent de modul în care încearcă să contracareze această situație, pentru că asta a fost voia lui Dumnezeu și pot fi oameni credincioși, dar sunt situații particulare, deci nu e vorba de societățile normale unde ai posibilitatea, dacă vrei, să te dezvolți. Dar cei mai mulți săraci, și poate e dureros un pic ce spun, dar trebuie să spun, cei mai mulți oameni săraci sunt săraci nu pentru că nu au avut o șansă în viață și toate le s-au închis, pentru că vedem că sunt totuși mai multe căi spre sărăcie și vom vedea, sunt și mai multe căi spre bogăție. Adică dacă cineva chiar vrea să-și depășească condiția și nu să ajungă un om bogat, că nu o să ajungem toți bogați, dar să fie decent, să aibă ce-i trebuie, se poate. Și Dumnezeu binecuvântează. Deci dacă am înțeles bine, sărăcia nu ține, este cumva o alegere, are de-a face cu modul în care noi gândim și trăim, nu este cumva o predestinare și ceea ce a spus este fă toate aceste lucruri pe care le-ați enumerat, nu fi leneș, ascultă sfaturile, fii înțelept cu frică de Dumnezeu, nu cheltui în plăceri. Și nu te mulțumi doar să vorbești. Nu te mulțumi doar să vorbești și după ce ai făcut toate aceste lucruri și totuși nu ai devenit bogat, acceptă faptul că Dumnezeu într-un fel te are un scop atunci când te trece prin situația aceasta. Deci, s-au născut oamenii bogați sau săraci? Când ne naștem, toți ne naștem cam cu aceleași haine pe noi. Adică fără haine. Sigur că da. Ne naștem toți la fel. Acum, unii oameni, e adevărat că se nasc în țări mai bogate sau în familii bogate, alții se nasc săraci. Deci pleci de la un punct, iar alții au posibilitatea să-și depășească condiția. Sunt săraci care s-au îmbogățit, la fel cum sunt bogați care au sărăcit, că avem și cazuri de genul acesta. De asta spun, este un joc mai complex aici cu sărăcia și bogăția, nu unul unilateral, care ține și de familia în care te-ai născut, și de țara în care te-ai născut, și de caracterul tău, și de modul în care accepți sfaturile, și în ultimă instanță ține de voia lui Dumnezeu. Pentru că, până la urmă, Dumnezeu este cel care și binecuvântează și sunt oameni, de exemplu, bogați care au fost și sunt folosiți de Dumnezeu pentru a-i binecuvânta pe alții și lucrarea lui Dumnezeu și așa mai departe. Deci Dumnezeu lucrează și în felul acesta și la fel cum suferința este folosită de Dumnezeu uneori, chiar dacă nu El este autorul suferinței, dar este folosită spre bine, spre scopuri mai înalte, Dumnezeu poate folosi și sărăcia în felul acesta. Deci nu este simplu de rezolvat ecuația, este o ecuație complexă, dar cert este că orice om
credincios, în mod normal, ca să spune proverbe, îți arată trendurile, cum spuneam. Deci, în mod normal, lăsând excepțiile, dacă ești un om credincios și cu frică de Domnul, nu o să mor de foame. Deci cam asta e direcția normală. Cum ar trebui, am observat în cartea Proverbe că ne spune cum ar trebui să ne relaționăm față de cel sărac și sunt câteva sfaturi pe această temă, dacă ne puteți spune ceva legat de poate o relație cu cel sărac, cum ar trebui să-l tratăm pe cel sărac. Da, Biblia și cartea Proverbe are multe de spus și în privința asta și din nou aș vrea să ne uităm la câteva proverbe. În Proverbe 14:21 spune așa: cine disprețuiește pe aproapele său face un păcat, dar ferice de cine are milă de cei nenorociți. Acum nu cred că este o surpriză pentru nimeni că, în general, tendința oamenilor mai înstăriți, nu a tuturor, evident, dar unii dintre ei au această tendință de a-i disprețui pe cei mai săraci și de a nu se uita la faptul că pot fi oameni săraci care au, până la urmă, o valoare intrinsecă. Da? Sunt creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, poate au un caracter nobil, poate n-au apucat să crească, să se dezvolte și asta va veni și atunci. Există această aroganță pe care bogăția o aduce sau riști să ți-o aducă, nu la toți, am cunoscut oameni bogați, vă spun sincer, atât de smeriți încât ai fi crezut că n-are niciun ban în buzunar. Deci nu la toți, dar bogăția este o capcană și Domnul Iisus spune că este mai ușor pentru o cămilă să treacă prin urechea unui ac decât să intre un bogat în împărăția cerurilor. Deci, cine învață cartea Proverbe, să avem milă de cei nenorociți. Stăteam și mă gândeam la faptul că noi, în general, avem tendința de a prelua, dacă te gândești la istoria religiilor, un model, o paradigmă, vrând nevrând, din ceea ce vedem în alte religii și cam în toate religiile lumii, există acest impuls de a face, de un activism religios, pentru că în urma activismului cumva trebuie să câștigi bunăvoința zeului. Și vrând nevrând sunt teorii foarte interesante cum s-au strecurat, nu în scriptură, ci în mentalitatea creștină, a unor creștini, astfel de opinii. Cumva că dacă ești o persoană foarte activă și faci multe, îl îmbunezi pe Dumnezeu și te pui așa pe o traiectorie mai bună cu El. Și mă gândeam la ce spunea Domnul Iisus Hristos: duceți-vă și învățați ce voiesc, milă voiesc, iar nu jertfă. Deci, de multe ori Dumnezeu prețuiește mai mult nu atât ce facem noi pentru El și cât ne ostenim, ci atitudinea față de cei săraci. Și foarte interesant că acel context în care Domnul spune asta se referă la cei săraci în sensul de păcătoși, că și păcatul este o sărăcie. Deci este o sărăcie spirituală. Da, trebuie să-i ajutăm și pe cei care suferă că n-au bani, dar vedeți, când Domnul stătea la masă cu vameșii și cu păcătoși, ei erau săracii care aveau nevoie de Evanghelie, de pâinea vieții. Și noi trebuie să avem această inimă miloasă. Din păcate, trăim în societăți foarte dure, care ne fac să fim insensibili și să credem că e o lege a junglei și fiecare trebuie să lupți ca să supraviețuiești. Și este un adevăr în asta, dar nu la nivelul la care se duce. Da, trebuie să lupți, dar totuși lumea asta, chiar dacă pare să funcționeze după o lege a junglei, nu e chiar așa. Este o altă lege mai înaltă care guvernează lumea asta și este legea lui Dumnezeu și lumea asta se va sfârși. Am zăbovit un pic mai mult mila. Aici. Mila e un lucru mila. Foarte important. La celălalt nu o să mai spun așa de mult. Da, mila e un lucru important și unii se uită chiar fără milă la cei care sunt săraci. Da. N-a muncit, e treaba lui ce a făcut și am auzit replici de genul acesta: de ce nu pune și el mâna la muncă? Poate să existe adevăr în asta, dar atitudinea celui care are mai mult este adeseori, cum spuneați, disprețuitoare. Ce alte cauze ar mai fi? Da. Pardon, ce alte aspecte ar fi în relația noastră cu cel sărac? Da. Tot la capitolul 14, versetul 31 spune: cine asuprește pe sărac, batjocorește pe ziditorul său. Dar cine are milă, tot despre milă este vorba, dar de cel lipsit cinstește pe ziditorul său. Am vrut numai să vedem că, deși e vorba tot despre milă, acest al doilea proverb ne ajută să vedem un pic mai sus. Adică să nu judecăm totul la nivelul direct al relației cu cel sărac, ci ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu că atitudinea mea față de omul sărac are de-a face până la urmă cu modul în care mă raportez la Dumnezeu. Deci cumva clarifică această idee. Apoi, Proverbe 21:13 spune:
Cine își astupă urechea la strigătul săracului, nici el nu va căpăta răspuns când va striga. Deci aici vorbește despre faptul că trebuie să reacționăm pentru că roata se întoarce. Deci roata vieții e rotundă, nu e pătrată și ea merge și se întoarce și în dreptul nostru. Și spița aia de pe roată care se numește sărăcie, când roata se învârte, s-ar putea să ajungă și în dreptul nostru. Poate nu neapărat cum ne imaginăm noi, că sunt multe moduri de a fi sărac, dar se poate întoarce și de asta, în altă parte, spune cuvântul Dumnezeu, aruncă-ți pâinea pe ape, nu? Și după multă vreme se întoarce iarăși. Este acest efect de bumerang, până la urmă. Dacă faci bine, sau principiul din Galateni, ce seamănă omul, aceea va secera. Deci trebuie să avem milă. Trebuie să privim mai sus de om, să vedem când ne raportăm la ziditorul său sau creatorul său și trebuie să ne gândim la faptul că există o răsplătire, există o evaluare a atitudinii noastre față de el. Proverbe 22:9. Omul milostiv va fi binecuvântat pentru că dă săracului din pâinea lui. Deci urmează, cum spuneam, binecuvântarea. Proverbe 29:7. Cel bun pricepe pricina săracilor, dar cel rău nu poate să o priceapă. Foarte interesant. Deci, cumva, atitudinea mea față de sărac este o oglindă. A inimii mele. A inimii mele. Spune ceva despre mine. Cumva, dacă nu pot să pricep problema asta a sărăciei, și sunt, cum spuneam mai devreme, oameni care nu mai pricep, adică se împietresc, nu știu ce înseamnă, de exemplu, să dormi flămând sau să n-ai cu ce te îmbrăca sau chestiuni de genul ăsta, oricând un om ajunge să nu mai priceapă asta și unii zic, dar nu pricep că el n-a fost așa, zice. El n-a fost niciodată sărac, că dacă era, aș dădea seama, dar uite, fie a fost singur la părinți, fie a avut bani și de asta nu pricepe. Scriptura zice altceva. Zice că pentru a pricepe pricina celui sărac, n-ai nevoie să fi fost neapărat tu sărac, ci ai nevoie de umanitate. Deci, noi nu trebuie să pricepem toate relele, să le experimentăm toate relele din lume, de exemplu, abuzuri, tâlhării, violuri, nu știu câte, să fi trecut prin alea ca inima mea să fie sensibilă la așa ceva. Dar este ceva uman în mine care mă face să înțeleg că atunci când un om suferă, eu trebuie să reacționez. Și dacă nu fac lucrul acesta, înseamnă, cum spuneți, cel rău nu poate să o priceapă. De aceea este... Dacă tindem să devenim insensibili, este un semnal de alarmă. Și chiar am întâlnit persoane așa, în umblarea mea prin lume și nu cred că sunt singurul, persoane zgârcite care își scuză zgârcenia pe seama faptului că ei n-au fost săraci și că ei nu știu cum e să nu ai sau că au fost singuri la părinți sau că... Deci caută ei cumva, se refugiază într-o chestie. Îmi pare rău, eu nu știu, că eu n-am avut frați, n-am avut surori. Bun, dar n-ai avut prieteni, n-ai avut vecini, n-ai avut părinți, n-ai avut... Tu ai trăit singur în junglă, n-ai avut pe nimeni la care să te raportezi. Deci Dumnezeu totuși pune oamenii în jurul nostru. De asta aș zice că trebuie să fim foarte atenți. Dumnezeu ne cheamă să fim miloși și să vedem că problema asta a raportării la săraci are de-a face cu Dumnezeu, ne arată ceva și cu noi chiar ceva despre inima noastră. Deci am văzut repetat mult cuvântul milă și în atitudinea noastră trebuie să fie una de milă, în același timp o chemare și cumva la acțiune să răspundem celui sărac, nu doar să fim insensibili. Aș vrea să trecem și la bogăție. Ce ne spune Biblia despre bogăție și despre bogați? Da. Imediat. Aș mai avea un verset, dacă se poate, înainte să trecem la asta, un singur verset, că poate este important. Proverbe 28:6 spune: mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui decât bogatul care umblă pe căi sucite. Deci, tot legat de atitudine, că am vorbit mult despre milă și aș vrea să mai punem un pic ceva în logica asta. Prețuirea. Cred că aici spune cuvântul că dacă un sărac este neprihănit și îl compar cu un bogat care umblă pe căi sucite, ar trebui să-l alegi pe sărac. Și aici noi, ca oameni, în general, facem tot felul de colaborări, alianțe și așa mai departe și tendința este să te gândești, bun, pe cine invit la masă, cu cine colaborez? Evident, o să colaborez cu cel care este mai bogat, că ăsta este primul instinct. Biblia zice, ok, nu e rău dacă faci asta, că bogații n-au nicio vină că-s bogați intrinsec așa, dar uite-te că dacă cineva este sărac, dar este neprihănit, ar trebui să beneficiezi, să vezi cum te poate ajuta și sunt cazuri de oameni simpli
și predicatori simpli, noi ca și păstori știm lucrul ăsta, și predicatori simpli pe la sate sau la orașe chiar, care au ținut, să zic așa, sus o biserică și au ținut pe oameni pe o cale bună, pentru că au trăit în neprihănire. Deci, pe lângă milă față de cei săraci, să avem și o atitudine de apreciere atunci, evident, când omul umblă în neprihănire și sărăcia nu se datorează sau nu este din cauza unui comportament inadecvat, păcătos al acelei persoane. Aici aș vrea să fac o mărturisire, chiar dacă știu că suntem sub presiunea timpului. Mărturisesc că am fost în Bulgaria să țin un studiu cu câțiva lucrători turci, rom, și la primul studiu care l-am avut acolo a venit un frate mai în vârstă, avea vreo 80 de ani, îmbrăcat nu foarte bine, și am prezentat studiu despre ucenicie, cum un pastor ar trebui să fie implicat în ucenicie, și pot să zic că am disprețuit în inima mea, dar am zis, da, fratele, nu știe, e de la țară, e de aici, dintr-un sat. Când omul acesta a început să dea exemple, am spus, bun, cum faceți dumneavoastră ucenicie? Să constat că, de fapt, el a fost cel care a sprijinit înființarea 8 biserici acolo, în zona respectivă. Extraordinar. Și că aplica principiile uceniciei exact cum le-a întâlnit Domnul Iisus Hristos. Și atunci mi-am dat seama și cumva m-am smerit în inima mea, uite, vezi, noi judecăm după hainele omului, dar nu știm valoarea pe care Dumnezeu a pus-o în viața lui, și lucrul acesta l-am experimentat practic, efectiv, în relație cu oamenii săraci cu care am lucrat în Dobrogea, în Bulgaria, oameni care aveau nevoie de ajutor. Mai aveți un principiu cu sărăcia sau putem trece putem la bogăție? Să mergem pe calea bogăției. De ce sunt unii bogați? Ce ne spune Scriptura despre lucrul acesta, despre bogăție? Da, o să vorbim, și cred că primul punct de la care ar trebui să plecăm este chiar Proverbe 13:7, unde spune așa, Pardon, este și acesta, unul face pe bogatul și nu are nimic, altul face pe săracul și are totuși multe avuții, dar e un pic din altă zonă. Am vrut să spun Proverbe 22:2, unde spune, bogatul și săracul se întâlnesc. Domnul i-a făcut și pe unul și pe altul. Deci, premiza de la care trebuie să plecăm atunci când vorbim despre bogăție, mai ales că bogați în general sunt mai puțini decât săracii ca număr. Și tendința este ca bogăția să fie privită negativ din start, ca și cum ar fi o problemă. Nu este o problemă. Avem în Scriptură exemplu de oameni bogați, nu? Avram a fost un om bogat, Lot a fost un om bogat, Iov a fost un om bogat și așa mai departe, sunt și alții. Deci bogăția, așa spune, Domnul i-a făcut și pe unul și pe altul, și drumurile lor se intersectează. Întrebarea este ce se întâmplă când se întâlnesc drumurile, nu că unul e bogat și unul e sărac. Deci, acesta este primul lucru pe care aș vrea să-l spun, că nu ar trebui să avem această atitudine de invidie sau de judecată cu privire la faptul că cineva este bogat. Acum, plecând de la mai departe de acest punct, cred că trebuie un pic să fim atenți, cum spuneam, și să spun că dacă și cu sărăcia sunt asociate riscuri, și cu lenea, cu ce am vorbit mai devreme, la bogăție și aici sunt riscuri și... Dar mai este un conversator legat de ce am spus mai devreme. Proverbe 29:13 spune, săracul și asupritorul se întâlnesc, dar Domnul le luminează ochii amândorora. Adică Iarăși se întâlnesc. Deci, și Domnul, și săracul, și bogatul, și asupritorul, da. Și... Deci, legat de ce spuneam mai devreme. Dar acum, iată ce Proverbe 28:11 spune așa, omul bogat se crede înțelept, dar săracul care este priceput îl cercetează. Deci, cumva, bogăția poate să aducă cu sine o autosuficiență, cum poate fi și la săracul care nu mai acceptă sfătuirea, dar și bogatul se crede înțelept. Și chiar am văzut și eu oameni care nu erau ei foarte bogați, dar aveau mai mult decât alții, și deja cu unii dintre oamenii aceștia nu mai ai ce să mai vorbești. Pentru că unii confundă bogăția fizică, banii, și cu achiziție intelectuală și așa, cu privire la viață. Și să-mi fie cu iertare, așa că superior spun în toate. Că eu sunt așa, mai deschis, după cum observați. Sunt unii chiar în comitetele unor biserici
care ajung acolo, unii chemați de Domnul și sprijiniți de biserică, alții ajung mai pe căi mai complicate, așa să le zicem, și au niște bănuți, mai au câte o firmă, mai e un patronaj, așa, dar ei cred că le știu și pe cele spirituale, adică dacă se descurcă la firmă și au un bănuț, ei îți pot explica de la exegeză, teologie biblică, hermeneutică, evanghelism, deci toate aspectele, și te uiți uneori și spui, bun, de unde atâta hotărâre în a vorbi și în a nu asculta ce spun alții? Și poate un sărac care este în comitet s-ar putea să aibă mai multă experiență de viață și mai multă experiență cu Domnul, că așa spune versetul, că cel săracul care este priceput îl cercetează și la un moment dat poate să spună ceva. Deci, iată un risc care poate să apară cu bogăția, poate să fie o bogăție fizică și o sărăcie în duh. Deci, cum spunea Domnul, ferice de cei săraci în duh. Deci noi mereu trebuie să avem această sărăcie în duh, adică să evităm ispita autosuficienței, să mai fie mereu loc. Și să nu fim persoane terminate, cu un proiect terminat, cum spunea Andrei Pleșu. Adică să ajungi, să crezi că tu nu mai ai nimic ce să mai construiești la proiectul ființei tale. Apoi, ca să nu intru prea mult în filozofie, că mă duce un pic în zona asta, spune Proverbe 27:20, după cum locuința morților și adâncul nu se pot sătura, tot așa nici ochii omului nu se pot sătura. Și aici contextul este tot legat de bogăție, adică există o lipsă de sațietate, de a te sătura atunci când ești bogat. Și nu este o surpriză când spun că unii oameni, cu cât sunt mai bogați, cu atât se plâng că nu au și că tot nu le ajunge. Și spui, bă, dar ți s-a mărit salariul, dar uite, se întâmplă asta și asta. Și nu, pentru că mereu, vezi, ființa omului, dacă nu ajunge la un moment dat să fie împlinită de Hristos și să-și găsească echilibrul ăla în Hristos, să zică, de ce alerg eu toată ziua? Ce vreau eu? Cu câte guri mănânc? Pe câte paturi dorm? Până la urmă, ok, am o casă, am un pat, dar ce vreau? Și cât o să trăiesc pe pământul acesta? Deci dacă n-ajungi să cântărești corect viața, alergi tot timpul și ești mereu într-o competiție cu tine însuți și cu cei din jur, și foarte, foarte asociată cu bogăția este lăcomia. Și atunci cu lăcomia, compromisul, că ești într-o competiție și trebuie să câștigi, din această cauză este foarte, foarte periculos. Ce aș mai spune, tot legat de asta... Avem încă 10 minute. E, că asta mă gândeam să vedem. La Proverbe 10:15 spune, să ne uităm un pic și în partea cealaltă, averea este o cetate întărită pentru cel bogat, dar prăpădirea celor nenorociți este sărăcia lor. Deci, iată că asta îmi place la Scriptură, că ea este cinstită. Și aici averea este prezentată într-o lumină pozitivă ca o cetate întărită. Și adevărul este că un om care are bani, sau nu trebuie neapărat să ai foarte mult, dar dacă ești un om îngrijit, un om care mi-ai pus deoparte, nu cheltui tot ce ai, ai un fel de cetate întărită. Noi avem în popor, aveam un proverb, că dacă tot suntem la proverbe, ce aș ne să strângi bani albi pentru zile negre. Și probabil că sunt și altele, dar ce înseamnă asta? Că poate veni o boală, un șomaj, o situație, ți se însoară copilul când nu te aștepți și trebuie să-l ajuți. Pot fi tot felul de situații și atunci este bine să pui deoparte, că atunci ai o cetate întărită în fața supritorilor. Pe când sărăcia, cum zice aici, prăpădirea celor nenorociți este sărăcia lor, adică ajungi să fii prăpădit. Deci, iată și o valență pozitivă. Apoi, Proverbe 11:4 zice, în ziua mâniei, bogăția nu slujește la nimic, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Iată cum deja, și unii zic că asta se poate aplica și pe plan pământesc, dar mai ales cu privire la perspectiva veșniciei, când va trebui să stăm la judecată înaintea lui Dumnezeu, dar și pe pământ. Uneori, când apare mânia unei persoane, nu totdeauna banul rezolvă. Sunt situații când banul poate rezolva și chiar în Scriptură, în Proverbe, avem situații legate de gelozie. Când spune că cine poate să potolească gelozia unui bărbat, adică dacă ai călcat pe bec și ai bani, nu neapărat cu banii poți să-l cumperi pe soțul așa și atunci ar putea să ai probleme. Deci, așa, legat de înțelepciunea populară, dar mai ales în perspectiva întâlnirii cu Dumnezeu, ceea ce contează este neprihănirea. Deci acolo nu se poate merge cu banii,
și să spui, Doamne, dar eu sunt un om bogat, și nici măcar să spui, am fost un filantrop, am ajutat, am sădit case, am zidit case când au fost inundații și așa mai departe. Nu e rău dacă le-ai făcut, foarte bine, dacă vin din credință, cu adevărat. Însă ele nu pot să rezolve problema. Apoi, Proverbe 11:28, cine se încrede în bogății va cădea, dar cei neprihăniți vor înverzi ca frunzișul. Deci, iarăși o problemă de inimă. Ok, ai bogăție, dar să știi că ea nu te scapă în ziua mâniei. Ea poate fi o cetate întărită în anumite situații, dar nu te încrede în bogății. Deci nu e rău să ai bogății, dar nu te încrede în bogății. Cum nu trebuie să te încrezi nici în sărăcie, că sunt unii care fac din sărăcie o virtute. Sărăcia nu este o virtute. Și sunt tot felul de anahoreți și pusnici și în aceștia s-au dus ei și au zis, oh, de mine... Cu cât sunt mai sărac, sunt mai spiritual. Mai spiritual și unii cred și astăzi, ei nu s-au dus în pustie, stau în cetate și se cred spiritual dacă săraci. Nu este o virtute în sine și nu trebuie să ne încredem în sărăcie, dar nici bogăția nu este o virtute în sine. Deci bogăția este un lucru bun, dar poate fi și un lucru rău. Deci ele sunt chestiuni, până la urmă, cumva neutre, care pot fi, în funcție de raportarea noastră la Dumnezeu, pot fi canalizate spre bine sau spre rău. Deci să nu ne încredem, și asta este o problemă la care Domnul Iisus face referire când spune că cu greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Bogăția îți dă un sentiment de siguranță, ăsta este adevărul. Că știi că dacă ai necaz cu cineva, dacă ți-a foc casa, dacă ai o inundație, dacă ajungi să fii bolnav, dacă ai nevoie de... Deci cu cât ai mai mulți bani, ai un sentiment de siguranță că rezolvi. Și să fim cinstiți, multe lucruri se rezolvă în lumea asta cu bani. N-are rost să ne prefacem că nu este așa. Dar nu toate. Lucrurile inimii, lucrurile spiritului nu se rezolvă cu bani. Și atunci, nu cumva cineva să fie furat de mirajul acesta și să creadă că dacă rezolvă în lumea asta cu bani, pot rezolva și în lumea următoare, în viața viitoare cu bani. Da, cam acestea au fost așa câteva proverbe despre bogăție pe care am vrut să le puntez. Deci, cumva, la fel ca și în cazul sărăciei, bogăția poate fi o cursă pentru cineva și spiritualitatea lui poate fi afectată de bogăție, la fel cum spiritualitatea cuiva poate fi afectată de sărăcie. Și există în viața spirituală diferite aspecte care pot fi consecințe acestor stări prin care trecem. În schimb, chemarea Scripturii este de a ne teme de Dumnezeu ca să fim înțelepți. Dacă ar fi să luăm câteva concluzii privitor la acest subiect, la câteva sfaturi înțelepte, cum să ne comportăm într-o lume materială? Unii sunt, fiecare suntem la diferite nivele de dezvoltare din punct de vedere material, financiar. Cum ar trebui, ce ne învață cumva cartea Proverbe într-o lume materială, sub soare, cum ar trebui să conviețuim? Este un cuvânt în cartea Proverbe și nu numai, care apare foarte des, cumpătare. Omul cumpătat sau echilibrat. Și indiferent de nivelul la care ajungem din punct de vedere material, trebuie să dăm dovadă de echilibru. Și dacă vreți o bună sumarizare și o bună concluzie pentru tot ceea ce am spus mai devreme, găsim în Proverbe 30, de la 7 la 9, și vreau să citesc aceste versete. Spune așa, două lucruri îți cer. Nu mi le opri înainte de moarte. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi pâinea care-mi trebuie. Ca nu cumva în belșug să mă lepă de tine și să zic, cine este Domnul? Deci problema asta cu încrederea. Sau nu cumva în sărăcie să fur și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Deci atitudinea aceasta a echilibrului o vedem aici. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție, ci Doamne, ferește-mă de aceste extreme, pentru că ele pot, cu cât mergi mai mult spre extreme, fie spre bogăție, fie spre sărăcie, riscul de a păcătui, de a te raporta greșit la Dumnezeu, crește. Nu înseamnă neapărat că toți vor face asta. Pot fi oameni foarte bogați sau foarte săraci care să nu păcătuiască. Dar cu cât te apropii de extreme, riscul de a păcătui este tot mai mare. Și atunci, înțeleptul spune, ține-o pe mijloc. Încearcă să rămâi
la o linie de mijloc. Nu spune mintea în altă parte, nu-ți frământa mintea să te îmbogățești, mai spune. Nu sta toată noaptea și să te întreb cum să fac să mă îmbogățesc, pentru că lucrurile acestea trec, sunt pieritoare, ci îngrijește-te de pâinea aceea de toate zile, de copii, de facturi, de ce ai de făcut, dar nu, să nu faci o prioritate din asta, la fel cum să nu îți pui mintea cum să fii leneș, cum să faci să mai driblezi și să nu muncești. Și atunci, indiferent de nivelul material la care ajungem în viață, cred că trebuie să fim echilibrați. Adică să muncim, să încercăm să nu cheltuim tot ce avem, să punem câte un pic deoparte, să investim, să fim darnici. Indiferent cât de bogați sau de sărați suntem, ai puțin, dai puțin, ai mult, poți să dai mai mult. Pentru că sunt întotdeauna alții mai necăjiți decât noi. Și Dumnezeu vrea să avem o inimă darnică și miloasă. Deci asta văd. O viață trăită în înțelepciune înseamnă o viață cu o inimă deschisă, o viață echilibrată, o viață în care nu umblăm după extreme, o viață în care căutăm să mâncăm pâinea liniștiți, cum le spunea Pavel tesalonicenilor, să nu ne ținem de flecării și de lucruri de nimic, ci să ne mâncăm pâinea în liniște. Adică să avem acest ritm normal al vieții pământești, pentru că pentru noi contează ceva mai mult, și anume viața veșnică, unde acolo, slavă Domnului, nu va fi niciun fel de lipsă și de sărăcie. O temă foarte interesantă, sau teme interesante, bogăția și sărăcia în Cartea Proverbe. Mulțumesc mult pentru că ați fost cu noi în această emisiune și pentru că ați deschis înaintea noastră Cartea Înțelepciunii a lui Dumnezeu, Scriptura, dar în mod particular Cartea Proverbe, de unde avem foarte, foarte multe lucruri de învățat. Subiectul este destul de vast, puteam continua și în Noul Testament, ne-am fixat niște limite Cartea Proverbe. Dacă vreți câteva, o concluzie sau... Da, mulțumesc și eu pentru invitație, a fost o bucurie să pot să dezbat lucrurile acestea. Aș spune, cumva în concluzie, revin un pic la ce am spus la început, pentru că asta mi se pare foarte important, deși discuția a fost destul de practică, nu? Și ne-am uitat la multe lucruri practice. Vreau să ne întoarcem de la roade, frunze, crengi, partea asta practică, spre rădăcină. Și rădăcina încă o dată este raportarea noastră la Dumnezeu. Deci, indiferent de statutul material al celor care ne privesc, mereu și mereu trebuie să ne întrebăm care este relația mea cu Dumnezeu, caut eu să-L onorez pe El. Poate ești mai sărac, poate ești mai bogat, poate ești la un nivel mediu, poate ai fost sărac și te-ai îmbogățit sau ai fost bogat și ai sărăcit. Deci, indiferent de toate aceste permutări din viața noastră, un lucru rămâne constant și stabil, și anume, teme-te de Domnul și onorează-L pe Domnul. Fii fidel lui Dumnezeu. Pentru că în jocul acesta, sărăcie, bogăție, riscul de a păcătui este foarte mare. Să ne amintim că din credincioșie pleacă totul. Și dacă îi suntem credincioși lui Dumnezeu, după cum ne-am uitat în aceste proverbe, Dumnezeu promite să ne binecuvânteze. El vine în sprijinul nostru, ne va da pâinea cea de toate zilele, nu ne va lăsa să murim de foame și mai ales, poate ar trebui să spun și tu și asta, să nu ne compromitem. Pentru că, vedeți, calea spre bogăție pentru mulți înseamnă alegerea compromisului și avem cuvântul acesta, mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui decât bogatul care umblă pe căi sucite. Deci atenție că nu este ușor să te îmbogățești și de multe ori cere compromis și ar trebui să nu mergem pe calea aceasta. Mulțumesc mult, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați fost cu noi în seara aceasta. Emisiunea aceasta nu a fost o emisiune prin care să vă oferim pașii cum să scăpați de sărăcie, ci să vă luminăm calea prin învățăturile Scripturii, ce ar trebui să facem în contextul în care avem limitări financiare. Emisiunea aceasta n-a fost nici despre cum să ajungi mai bogat, ci a vrut să aducă lumina lui Dumnezeu atunci când avem mai mult. Dar există o chemare pe care Cartea Proverbe ne-o lasă. Nu căutați să fii bogat, ci caută să fii înțelept. Și înțelepciunea înseamnă să te temi de Domnul. Chemarea lui Dumnezeu pentru noi, chemarea înțelepciunii este teme-te de Dumnezeu, aceasta este înțelepciune. Vă doresc tuturor o seară bună!